fiecare an, editura Arhiepiscopiei Târgoviștei tipărește la inițiativa înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon volume care celebrează personalități, instituții sau evenimente din istoria noastră națională sau broșuri ce popularizează credința străpună, mai ales în rândul tinerilor. Anul acesta, prima carte tipărită de către editura Arhiepiscopiei Târgoviște este Târgoviște, reședința a mitropoliților munteni, 500 de ani de la mutarea oficială a mitropoliei de la Curtea de Argeș. Pentru că în 1520, și vedeți, anul acesta avem o aniversare, nu doar că s-a finalizat construcția Catedralei Mitropolitane din Târgoviște, dar s-a și mutat în mod oficial reședința mitropolitană. Acest volum cuprinde studii și articole ale unor personalități din țară, de pe plan local de sau național, dar și din afară, cu privire la acest important eveniment. Între colaboratori, unii avem aici de față, domnul profesor Victor Petrescu, domnul profesor Coandă, domnișoara profesor Agnes Eric, văd pe doamna profesor Istrate și mulți alții care de-a timpului au contribuit la aprofundarea unor astfel de teme din istoria noastră națională. Așa cum spunea în prefața volumului înalt-preasfinția sa, Târgoviște, istorica reședința mitropoliților și a voivozilor munteni, a devenit pentru un secol și jumătate un frumos, necesar și important reper creștin, cultural și spiritual pentru răsăritul Europei, fiind până în zilele noastre un oraș cu o deosebită profunzime spirituală și culturală, cuvinte ce rezumă într-un fel mesajul acestui volum. Un alt volum important este Vlad Țepeș și apărător al civilizației creștine. Un volum ce dorește să recupereze memoria creștină a marelui voivod Vlad Țepeș, pentru că știți, el este din nefericire păgubit ca imagine în istorie de cel mai mare, cum se spune astăzi, fake news. Știți foarte bine că brașovenii au popularizat peste timp imaginea sa de voivod crud și mai târziu Bram Stoker, prin celebrul său volum, iar apoi filme de la Hollywood, au creat o imagine falsă asupra marului voivod. El a fost unul dintre cei mai vașnici luptători contra otomanilor, un mare apărător al civilizației creștine și unul dintre domnitorii cu care ne mândrim. Pe plan local, știți foarte bine și domnul Vasile Lupaș că a încercat de foarte multă vreme să popularizeze această idee, la fel cum acest volum vine într-un fel cu acea, să spunem așa, imagine autentică a lui pe care biserica, iată, prin intermediul studiilor și articolelor din această carte, vrea să impună contemporaneității o valoare cu privire la ceea ce a fost într-adevăr Vlad Țepeș. Un mare voievod, un creștin, un apărător în vremuri de restriște a țării și a Europei. Pentru că, să știți, aici, la porțile Orientului, cum spun mulți, nu am făcut o politică exclusiv națională, ci o politică europeană. Și de aceea suntem mândri că suntem creștini, români și europeni și cu toții am visat la acea Europa cristiană, Europa creștină, pentru care mulți înaintași ai noștri s-au luptat. Un alt volum este dedicat unei dintre marile personalități ale istoriei muntene, Tudor Vladimirescu, personalitate complexă a neamului românesc, 240 de ani de la nașterea sa. Și aici o să descoperiți elemente noi față de ceea ce știați, faptul că Tudor Vladimirescu a fost un om foarte credincios, titor de biserici și de mănăstiri, care a sprijinit credința străbună în vremea sa, dar în același timp a fost și un mare luptător pentru dreptate socială și știți foarte bine că mișcarea sa revoluționară a stat la baza în nenumărate schimbări ce au urmat după aceea. Și anul acesta îl aniversăm, la anul vom comemora, ne aflăm așadar într-un timp simbolic și de aceea, pentru că, din nefericire, aici la Târgoviște a trecut la cele veșnice,
Înaltă Sfinția sa a dorit să marcheze importanța personalității sale în istorie. După aceea este vorba de două broșuri misionare, una dedicată filantropiei creștine și se numește Filantropia creștină, mărturie concretă a valorilor Evangheliei lui Hristos. Este vorba despre o colecție de broșuri misionare care a ajuns la numărul 21 și așa cum Înaltă Sfinția sa spune în postfață, se tipărește periodic pe diferite teme de actualitate creștin-ortodoxă de către un comitet redacțional cu scopul promovării valorilor evanghelice mântuitoare în societatea românească contemporană. Este într-un limbaj foarte accesibil, atractiv și o să dau citire decât unei singure propoziții. Ceea ce dăruim celui de lângă noi, sufletește sau material, devine comoară nepieritoare, faptă bună, singurul tezaur pe care îl putem lua cu noi când vom pleca din această lume în realitatea veșniciei. Cea de-a doua broșură se intitulează Parohia, spațiu spiritual, cultural și educațional fundamental. Și se referă la popularizarea acestei idei de apartenență la o comunitate locală de credință, căci aceasta este, de fapt, parohia. Și aș vrea să vă spun că broșura vrea să arate că tinerii noștri, dincolo de ceea ce cred unii sau alții, să știți că sunt și angajați mulți dintre ei pe calea credinței. Pentru că parohia este comunitate de viață, de solidaritate, de credință, de speranță, de iubire și de istorie, de trecut, prezent și viitor, în care trăim și ne mișcăm. Sunt broșuri care aprofundează una sau alta dintre ideile fundamentale ale credinței noastre și care au scopul de a aprofunda în rândul tinerilor valorile credinței, valori morale, valori naționale, românești și europene. Vă mulțumesc!